fantastic pentru tine, nu? Da, 2018, pardon, a fost un an foarte bun pentru mine, cel mai bun. Am reușit să mă impun să joc meci de meci aici și în acest fel am ajuns și la echipa națională. Am reușit să câștig și titlul cu juniorii în vară. Am și avut un parcurs destul de bun cu echipa, cred eu, și în primul rând datorită echipei și lui Mister am reușit și eu să am aceste rezultate și sper ca 2019 să fie și mai bun. Anul tău fantastic, viitorul o să speri la titlu după parcursul din 2018? Păi, cum a spus și Mister în conferința de presă, nu mai putem să stăm să spunem că vrem să rămânem în Liga 1 sau că vrem doar în play-off sau așa. Eu consider personal și cu toții cred că avem această părere că avem un lot îndeajuns de bun încât să ne batem și noi acolo sus și să sperăm că de ce nu putem câștiga măcar un trofeu anul ăsta, dacă nu campionatul, măcar cupa. Dar cu FCSB și CFR nu prea faci. Adică da. Care se bat la da, din păcate n-am reușit să facem rezultate, deși am făcut meciuri bune, zic eu, în special cu CFR aseară. Asta este, se întâmplă. Sperăm să învățăm din aceste meciuri în care după anumite greșeli, cum a fost și aseară acea greșeală, dar din cauza gazonului nimic tactic sau așa, să zic. Sper să învățăm din astea și pe viitor să reușim să facem rezultate și cu echipe precum Steaua și CFR. Mister, te-a menționat aseară alături de Ianis și de Denis ca printre cei curtați de echipe de afară. Te gândești la transfer acum? Deocamdată mă gândesc să mă dezvolt, să joc cât mai bine, să ajut echipa cât mai mult, să avem rezultate cât mai bune și bineînțeles că pe viitor va veni și un transfer până la urmă, dar nu mă gândesc la asta în mod special. Eu mă gândesc să joc cât mai bine, să ajut echipa cât mai mult. Euro 2019? Da, am mai spus-o, este... Mă bucur foarte mult că am reușit să ne calificăm acolo și îmi doresc și eu, bineînțeles, să fac parte din lotul care va merge la Euro. Sper că va fi terenul bun și că ne va permite să facem jocul nostru și cu siguranță mergem cu gândul să luăm cele 3 puncte. Ciudat că jucați cu Sibiu la Cluj? Da, asta este. Sper că este bine pentru fotbalul românesc ca în scurt timp să-și facă și ei stadionul, să joace acasă, este bine și pentru ei și pentru fotbalul din România. Deocamdată asta este situația și din cauza vremii. Pe noi nu ne interesează, este tot un meci în deplasare pentru noi, fie că era la Târgu Mureș, fie la Cluj. Noi ne dorim să jucăm cât mai bine și să luăm cele 3 puncte.